Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videoclip în care o să vorbim, așa cum v-am spus în videoclipul de ieri, despre un script cu ajutorul căruia puteți să opriți serviciile din Windows care nu vă sunt necesare. Ieri am făcut un videoclip cu câteva servicii pe care vă propuneam să le opriți în mod obligatoriu dacă vreți ca sistemul dumneavoastră să funcționeze mult mai bine și vă promiteam în acel videoclip că astăzi vom face un video în care vom vorbi despre un script cu ajutorul căruia puteți opri mult mai multe servicii. În felul acesta, sistemul dumneavoastră să funcționeze mult mai bine întrucât procesele pe care le veți avea deschise în momentul în care rulați o anumită aplicație vor fi mult mai puține, deci nu vor fi atât de multe ca în momentul de față. Haideți să începem videoclipul. Va trebui să scrieți pe Google Black Viper Script, deci vă voi lăsa în descriere această denumire. Dumneavoastră o luați și o scrieți pe Google, după care veți deschide pagina și aici veți putea descărca acest script, vom downloada fișierul zip, voi da save, voi dezarhiva acest fișier, va rezulta acest folder, iar în acest folder vom găsi și scriptul de care avem nevoie. Vom da click dreapta, Run as administrator. Aici veți avea câteva informații despre acest script. Atenție, acest script nu se instalează, doar îl rulați. Pentru a-l rula, trebuie să fiți de acord cu acest lucru, trebuie să apăsați litera Y de la Yes și dați Enter. În momentul acesta se va deschide scriptul. Pentru a fi sigur că nu se întâmplă nimic cu sistemul dumneavoastră, vă invit înainte de a rula acest script să faceți un backup al serviciilor. Aveți în partea dreaptă sus posibilitatea de a apăsa pe ecran și a merge pe videoclipul unde vorbesc despre cum anume se face un backup al serviciilor. Mergeți și faceți acel backup al serviciilor Windows. În cazul în care după rularea acestui script aveți probleme, puteți să reveniți la acel backup. Eu am testat acest script și nu a apărut niciun fel de probleme după ce l-am executat, însă ca și măsură de precauție dumneavoastră trebuie să vă faceți un backup al serviciilor. Haideți să vedem ce avem totuși de făcut. Aceasta este fereastra scriptului, trebuie să bifați această căsuță, după care va trebui să apăsați căsuța Save pentru a opri anumite servicii fără destabilizarea sistemului. Va trebui să mergem pe Service List și Load Services. Aici avem informații despre ce servicii vor fi puse pe disable, ce servicii vor fi puse pe manual. În cazul meu, această fereastră este identică, întrucât am executat acest script. Dar dacă dumneavoastră nu ați executat acest script niciodată, veți avea aici diferențe dintre versiunea pe care vă prezintă scriptul și versiunea pe care dumneavoastră o aveți pe calculator. Tot ce aveți de făcut pentru a pune în aplicare aceste schimbări este să apăsați butonul Run Script. Aici vă întreabă dacă doriți să donați pentru acest script, dumneavoastră spuneți că nu și acestea sunt schimbările ce sunt făcute. Așa cum v-am spus, eu am rulat cu mult timp înainte acest script și funcționează Windows-ul cu aceste setări, de aceea în cazul meu nu sunt modificări, pentru că spune că anumite servicii erau deja pe disable, deci nu au fost făcute modificări. Vedeți aici Already Manual, Already Disable, aici aveți modificările pe care le-a făcut scriptul în cazul dumneavoastră, în cazul meu, întrucât, așa cum v-am spus, eu rulam scriptul înainte de a vă prezenta acest videoclip. Aici aveți asemănarea de servicii pe care scriptul le-a găsit în sistemul dumneavoastră, în cazul meu 55, și aici aveți numărul serviciilor asupra cărora nu s-au făcut modificări. Atenție, acest script poate rula atât pe Windows 10 cât și pe Windows 8 și de asemenea pe Windows 7. Tot pe această pagină puteți să găsiți informații despre cum configurarea Windows-ului 10 în ceea ce privește serviciile, de ce anumite servicii trebuiesc oprite și ce servicii sunt oprite în anumite versiuni de Windows sau sunt puse pe manual și așa mai departe. Aveți aici mai multe informații. Acest script este un script sigur, însă, așa cum v-am spus, ar trebui să faceți un backup al serviciilor în cazul în care se întâmplă ceva cu sistemul după rularea acestui script. Reveniți la backup-ul pe care l-ați făcut inițial înainte de a rula acest script. Vă aștept în rubrica de comentarii să îmi spuneți câte servicii v-au fost oprite, care sunt rezultatele în urma rulării acestui script Black Viper, dacă aveți un consum mai mic de resurse și un număr mai mare de FPS-uri în jocuri, pentru că până la urmă scopul acestui videotutorial este de a optimiza sistemul de operare. Dacă acest videoclip vi s-a părut interesant, nu uitați să apăsați butonul de like, distribuiți-l în felul acesta, veți ajuta și prietenii dumneavoastră să facă aceste setări, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta vei ști când încarc un clip nou pe acest canal.